Căderea zăpezii, bucuria copiilor. Cei mici abia au așteptat să iasă afară să se joace prin omăt care cu ce au avut. Unii cu săni din anii trecuți, iar alții pur și simplu cu saci de polietilenă, care nu necesită nicio cheltuială. Puținii comercianți din Giurgiu care și-au aprovizionat magazinele cu săni se plâng de vânzări scăzute aproape nule. De când a nins, cum a mers vânzarea de săni? Nu merge. Mai mult de 2 săni n-am vândut de când s-a nins și până acum. În alți ani cum a mers? În alți ani a mers mult mai bine. De ce credeți că nu mai cumpără giurgiuvenii săni? Cred că nu au bani. Asta e motivul, cred. Să mai aibă și din alți ani de lemn? Sau s-ar putea să mai aibă și din alți ani, da. Posibil și lucrul ăsta. Câte modele aveți? Păi am avut două modele de săni. Dacă am văzut că nu se vând, n-am adus prea multe, că n-are rost să le ținem în magazin. După un an pe celălalt. Motivul principal pentru care săniile nu s-au mai vândut ca în alți ani este că aceste obiecte de iarnă se regăsesc deja în depozitele giurgiuvenilor. În plus, sunt invocate prețurile ridicate și calitatea care lasă de dorit în cazul multor articole de acest gen. V-ați cumpărat săni anul acesta? Nu ne-am cumpărat, dar avem. De când aveți? Avem de când eram mai mare, așa puțin. De ce, mai aveți sau? Mai avem, da, avem. De când aveți săni? De vreo 2 ani de zi. Așa, prețurile cum vi se pară? Cam scump acum. Față de anii precedenți, cam scump acum. Am avut acasă. Am avut de alt an. De anul trecut? Da. Și e mai bună decât cea de... Este, pentru că este mult mai rezistentă. Fiind mai veche, lucrul mai vechi este foarte mai bun. Prețurile cum vi se pară acum? Nici nu m-am uitat la prețul, sincer să fiu, nu am avut această intenție. Săniile metalice clasice cu scaun din lemn care oferă siguranță sunt tot mai rare. Acum săniile din plastic au acaparat piața. Cele din urmă au prețuri cuprinse între 90 și 160 de lei în funcție de mărime și model.